vreau să vă întreb dacă înainte de sâmbătă trecută, atunci când v-a sunat domnul Plahotniuc și nu i-ați răspuns, îi răspundea asta telefon? Cât de des vă suna, dacă vă suna? N-am comunicat prea des cu dânsul. Am mai avut un episod mai înainte, când am avut imprudența să spun niște lucruri mai dure la adresa Procuraturii Generale. M-a telefonat să-mi spună că, uite, ce-ți permiți? Noi parcă am convenit că nu atacăm reciproc pe nimeni și problema nu e în faptul că, mă scuzați de expresie, că dracul este negru. Problema e în faptul că îngerii nu sunt albi. Adică a fost un soi de aluzie că toți cei vizați, inclusiv și eu, pot fi cumva șantajați sau în privința tuturor pot fi invocate anumite acuzații. Asta este sistemul creat și eu cred că asta a fost câteva luni în urmă, în iulie, atunci când era, când a depus domnul Gaburici, sau în iunie și-a depus cererea de demisie, când a depus această scrisoare ultimativă referitor la demisia procurorului, a șefului BNM și a șefului SIS.